te privesc de la distanță. Mamă, cât ești de frumoasă, mă simt un pic amețit, cred că m-am îndrăgostit. N-am trăit așa ceva. Doar a mea. Vezi că sunt în fața ta, nu te las să pleci așa. Nu pleci așa. Dragoste, te rog, nu sta, dă-i un semn sau fă-i ceva. Vezi că sunt în fața ta, nu te las să pleci așa. Nu pleci așa. Dragoste, te rog, nu sta, dă-i un semn sau fă-i ceva. Să fă-i ceva. Yeah, yeah. La cât ești tu de frumoasă, cea mai frumoasă. Yeah, yeah. Vreau să te aduc acasă, la mine acasă. Ție-ți place dragostea, ție-ți place dragostea. Nu te plictisești de ea, eu tot timpul te-am iubit. Sunt fericit că te-am găsit. N-am trăit așa ceva. Te simt că ești, ești doar a mea. Vezi că sunt în fața ta, nu te las să pleci așa. Te rog, nu sta, dă-i un semn sau fă-i ceva. Să fă-i ceva. Vezi că sunt în fața ta, nu te las să pleci așa. Nu pleci așa. Dragoste, te rog, nu sta, dă-i un semn sau fă-i ceva. Să fă-i ceva. Yeah, yeah. La cât ești tu de frumoasă, să te aduc acasă, la mine acasă. Yeah, yeah, yeah. La cât ești tu de frumoasă, cea mai frumoasă. Yeah, yeah, yeah. Vreau să te aduc acasă, la mine acasă. Yeah, yeah. Iată așa, cum se poate? Dacă ești frumoasă, Victor Bondar te aduce acasă. Dacă nu, nu ai șanse. Da, se pare că nu toate fetele din Chișinău o să ajungă la Victor Bondar acasă.